avea să facă furori în fizică. A existat, dacă vreți, un sincronism așa transdisciplinar, foarte transdisciplinar, ca la Jung, dar de data asta transdisciplinar, pe activarea unor concepte în perioada aia. Vă spuneam, omul are nevoie și de artă. Nevoia de utilitate instrumentală trece în cazul ăsta pe un plan 2. Încântarea, nu? Ar fi aceea din artă. Și ideile creative, deci ideea, faptul că ai strălucește mintea care a conceput, atrage, nu? Bucură. Ideile creative devin încântătoare. Și atunci, cam în spiritul ăsta, Duchamp ia un tișoar, deci o chestie foarte utilă, foarte banală și respingătoare, ca să o pui într-o expoziție, nu? Îl întoarce și zice, ia uite-te, dacă trece prejudecățile tale, privind utilitatea acestui obiect, uite ce fântână frumoasă avem noi aici. Exact aceeași formă, mai puțin urechile alea, puțin ascunse, mare și într-o piață publică, ar fi chiar o fântână frumoasă. El n-a avut multe lucrări, a rămas însă un punct de reper în istoria artelor plastice. Bun. Deci asta a fost o a doua linie de setare, dacă vreți, spre altă perspectivă de a privi lucrurile față de cea obișnuită, la care, în general, mă invita pe mine fizica toată ziua. Acum vine o afirmație colosal de puternică a lui Bejean. Chiar aș vrea să citesc cuvânt cu cuvânt de aici, deoarece tot pasajul ăsta are acceptul direct al lui. Eu am luat un interviu și l-am întrebat, la un moment dat, se rugea. Dacă fac rezumatul ăsta așa, rămâne în picie exact ceea ce ai vrut tu să spui? Sau am pus de la mine... Numai aranjamentul cuvintelor e de la mine. Bejean spune că așa. Nu o să găsiți citata asta într-o carte. De natura în integralitate ei se manifestă ca și cum ar fi imperfectă. Fiind proiectată și reproiectată permanent cu respectarea unei legi de aplicare a unui principiu. Cel constructat. Spune. Principiul constructat de proiectare. Principiul cineresc. Afirmă următoarele. Orice aflux care curge prin circuitele unui sistem este confruntat obligatoriu cu factori ce deturnează energia spre locuri în care nu poate fi exploatat. Un râu, da? Ar fi treaba să-și ducă apa la gâri până la coadă. Are manuri. În unele zone, curgerea e tumultoasă, e oprit. El dă energie acolo, mediului. Dar erodează și schimbă forma timp. În timp, tendința este să apară o curgere laminară. Chestia se întâmplă local. Imperfecțiunea respectivă se corectează local. Așa și în inginerie, ca să îmbunătățești un proiect. Redistribui, deci ca urmare, pentru a face să fie mai performant, exploatabil, este necesară distribuția optimului la imperfecțiunilor. Trebuie să ții seama clar că nu trăiești într-o lume perfectă. Lumea în care trăim este imperfectă, oricât de platonici. Ar fi ca să fim unii. Nu se poate atinge perfecțiune bună ca reper. Dar nu ca să ții țelul de atinge. Atunci devine problematic, ca să spunem așa. Și continuă. Și asigurarea accesului mai simplu la fluxurile de exploatat care îl străbă. Asta e tot nucleul teoretic
a lui Bejean. Restul aplică acest punct de vedere pe o grămadă de lucruri din lumea asta. Pe cum au evoluat animalele care se târăsc, care merg, care zboară, și peștii, și are o teorie riguros formulată, da? Constructală, care arată cum au evoluat și de ce, pe ce parametri. Clima terestră. E ca și cum, aici fac o paranteză, că tot ne lovim de încălzirea climatică, de schimbări de climatice. E ca și cum toate acțiunile umane, privite ca puse în slujba reproiectării naturii, vin să amestece cât mai bine materia de pe planetă, care imperfect a fost distribuită de variatele ciocniri cu asteroizi în cursul formării. Planeta e neomogenă. E ca și cum, prin toate activitățile noastre, noi ne străduim să o omogenizăm. După aia, e ca și cum am vrea să cheltuim pe rând toate urmele de surse exergice. Ce înseamnă asta? Exergia e cantitatea de energie a unui sistem față de alt sistem, deci nu e absolută, care poate fi disponibilă pentru a transforma celălalt sistem. Asta e deficiție. Am cheltuit până la un punct energie regenerabile. Ne-am dus și cheltuim puternic energie neregenerabile. Astea sunt în istorie create și formate depozitele respective milioane de ani, sute de milioane de ani în urmă, geologic vorbim. Deci ne ducem la o creație de exergie făcută, care a avut loc sute de milioane de ani înainte. Ca și cum am zice, uite, a rămas ceva neals. Deci, nebine, imperfect făcut de legea arterii tuturor și aducerilor la exergie minimă. Avem, folosim energie nucleară. Deci ne ducem miliarde la explozia supernovelor, unde s-a format un supernovă, unde s-a format uraniu. Acolo e sursa. Și ardem și de acolo. Când ne vom duce la fuziune, începem să ducem la heliu, care e imediat după Big Bang. Foarte departe cu originea energiei pe care ne străduim din perspectiva asta. Pentru că faci, vrei, nu vrei, legile naturii nu le poți încălca. Asta nu înseamnă că nu ai un coeficient de libertate. Și asta e un lucru foarte important. Vă dau un mic exemplu. Hai să spunem că legea unui model de natură e un șir complet aleator. Date două zaruri care sunt aruncate și rearuncate. Da? Și că regula instaurată de ființele din acea natură e o regulă la jocul de table. Deci se joacă table. Generez șirul ăsta complet aleator astăzi. Și bine, invit 10 echipe de jucători de table care nu mai dau cu o tablă, la table în față și le spune calculatorul. Acum s-a dat 6-6. Și la fiecare din mese se face mutarea corespunzătoare. Iau o libertate de alegere. Fiecare din. Rezultatul jocului de table, încheierea jocului de table, va fi diferit. Către A sau B, deci față de cel care a putut primul sau al doilea, la diferite mese. Care, deși era o lege complet aleatoare, deși regula jocului era
el trebuia să aibă, are o marjă de libertate, chiar dacă limitată. Așa ar fi și libertatea noastră, cumva, în natură. E îngăduită. Dar putem duce spre un viitor, sau altul, această lume. Și o putem duce dacă avem conștiința lucrurilor astea, dacă reușim să ne punem în cap conștiința acestui lucru, că avem această calitate de participare la construcția viitorului. Nu suntem numai niște consumatori al unui viitor care vine. Deci a conștientizat că e altfel situația în care ne aflăm. E de o natură mai profundă. Așa și propunerea asta lui Bejean. E să privim natura ca fiind proiectată și reproiectată de cineva, ceva, dar la care și noi facem parte din echipa de proiectare. Deci aici e... Ia să vedem. E afirmație extraordinar de tare. Extraordinar de puternică. Ca și aceea lui Drăgănescu. Se mai susțin afirmațiile lor pe alte lucrări ale... Am ales numai oameni de știință de calibru indiscutabil. Florin a avut o emisiune vineri cu domnul Mironov. Poate a fost o reluare. Se plângea de abundența de cunoscători ai mecanicii cuantice. Și New Age-ul. Toată lumea îți dă pilde din mecanica cuantică. Feynman a zis, cine susține că a înțeles mecanica cuantică, minte. Inclusiv eu aș minți, dacă aș. Da, pentru că situația e următoarea. Fac socotelile cu regulile. Nu se dă reguli. Cu regulile de acolo. Așa cum fac multe operații și cu telefonul mobil. Îmi ies lucruri. Așa cum îmi ies și cu telefonul. Câți dintre cei care îmi ies cu telefonul, un smartphone, și înțeleg cum era în esență. Nu înțeleg. Așa și în mecanica cuantică. Și o situație care enervează îngrozitor, pentru că progresezi în știință, dar nu mai înțelegi pe deplin instrumentul tău. Bun. Deci, spuneam că... Eu citindu-l pe Bejean și... trecând în meditația mea de tip poetic, am sintetizat așa. Nu aș vrea să vă citesc, doar vă las spre lectură. Așa îl înțeleg eu pe Bejean. În interiorul, în lăuntricul meu. Deci natura dă în parte. Natura dă în parte. Asta este un mod de a privi natura, care se duce undeva pe la anii 1750. Maupertuis este primul care... este primul care formulează un principiu al acțiunii. A dat mai multe formulări, dar el ne introduce o natură care, în producerea efectelor sale, acționează totdeauna în modul cel mai simplu. Deci e o natură care știe ce face. Deci o personifică destul de puternic. Deci selectează cele mai potrivite și armonioase entități și căi, fiind economicoase. Deci e o personifică foarte bună. E chestia asta nu-i deloc pe placul academic al științei. Și încă de la vremea aia nu a fost o asemenea abordare pe placul ăsta. Deși știința are partea de ideologie. Ce se întâmplă? Să nu uităm, 1750 era destul de aproape în istorie momentul în care se războiseră puternic papa cu
niște tip din știință. Și costa destul de mult pe zona Inchiziției să-l contrazici pe papă. Chiar și Newton a fost extrem de prudent în chestia asta. În mod normal, observați, în cele trei formule se vorbește de forță sau energie. Ceva, energie e capacitatea de acțiune, da? Forța e o cale, un mijloc care face posibil acțiunea. Deci, atenția către acțiune e preexista știință. Newton nu se vede prea descris așa accelerației forța supra masă. Să fie forța e masă ori accelerația. Forța e masă ori ceea ce aduce o confuzie. E o definiție. Numai. Și niciun punct și vin după că accelerația e întotdeauna zero. Care ar fi conținutul primului principiu. Adică ar fi putut să spună foarte clar. Nimic nu se mișcă pe rectiliniu și uniform în lumea asta, pentru că asupra oricărui lucru acționează cealaltă parte de univers. Se acționează. A spus-o la limita absurdului. Adică nu vorbește despre nimic. Face un punct material care e redus la zero. Îi pune masă. Și îmi spune despre ăsta care nu poate exista, că se mișcă rectilinul și uniform atâta timp cât asupra lui acționează ceva. Nu există așa ceva. Da? De ce această grijă era periculos în relația cu actualitatea? Să vii, ăsta e principiul Galilei preluat de către el. Și știți cât de... Deci iată cât de ideologizată